bine ai venit la un nou episod. Vreau să-ți povestesc despre baterii. Super plictisitor, dar trebuie să-ți povestesc asta, pentru că este foarte tare. Am aici baterii uzate și bateriile uzate nu se aruncă la gunoi, ci se duc și se reciclează în centre special amenajate. De obicei în magazine de electrocasnice sau electronice sau în, nu știu, mall-uri, supermarketuri și așa mai departe. Dar acum suntem în iunie 2019. Dacă duci 20 de baterii într-un magazin Pegas, primești 4 baterii noi înapoi și poți să câștigi o bicicletă Pegas. Am fost până acolo și m-am dat un pic prin parcare cu bicicleta asta Pegas, care de fapt este o bicicletă hibrid, pentru că pedalezi și are și baterie și motor electric și te ajută să mergi mai repede și mai mult. Hai să vezi cum a ieșit! Să testăm bicicleta de la Pegas cu Daniel. Salut, salut! E foarte mișto că dacă pedalezi și accelerezi, accelerează mai repede, clasic. Deci pedalezi și accelerezi, bum! Vrei să încerci și tu? Știi care e faza? Că dacă pedalezi, ea la un moment dat începe și accelerează singură și îți păstrează viteza. Asta e foarte tare. Aici în spate avem motorul. Da, da, și aici. Și aici bateria. Și sub șa avem baterie. Dita mai baterioiul. Pe care văd că poți să-l oprești, are un buton de power on, power off. Suportul pentru apă sau bere sau cafea. Ce tare. Vitezometru. Asta nu știu ce e plus. Ah, astea-s vitezele. Contactul. Contactul, ok. Bam, vum, vum. Lumina. Ea filmează și farul. Vum, vum. Frâne pe disc. Frâne pe disc. Ce părere ai? Are forță, accelerează super tare. Nu știu, te simți. Este foarte fun. Și chiar are putere, nu știu. Merită să dai bani. Sau să o câștigi. Orice tehnologie, să o câștigi mai degrabă. E genială. Opa, am schimbat viteza și am plecat. La revedere!